Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare, nu e la alegere, că n-am mai făcut o etalare de genul acesta de ceva timp, nu știu, o săptămână sau două și m-am gândit să fac totuși ceva de genul acesta. E o etalare despre un tipar de om. Acum, ca să vă explic ce imagine a venit în timp ce am amestecat aceste cărți, o să vedeți și mesajele dinainte, este un tipar de om care are potențial, dar este nedezvoltat, nedescoperit, este obișnuit să trăiască la nivelul de jos al societății. În ce sens? Un soi de inteligență de stradă. Acum, că poate nu ar fi toți crescuți în genul acesta, că poate sunt femei în acest tipar sau alt fel de bărbați care nu neapărat și-au dezvoltat inteligența și abilitățile prin contactele stradale, ci poate printr-un anumit ambient, mediu, amical, cunoștințe, poate chiar mediu profesionist, n-aș putea spune, dar în fine, locul de muncă. Haideți să vedem. În timp ce am amestecat, deci acest tipar de om are de-a face cu o energie foarte înaltă. Adică este prin preajmă această energie. Să vedem. În timp ce am amestecat setul de cărți pe care îl voi folosi, a apărut trei de spade. Posibil acest personaj să fi fost rănit de foarte multe ori. Acum, în general, oamenii care sunt răniți rănesc. Dar rămâne să descoperim totuși în relație cu energia înaltă, pentru că se pare că, dacă, evident că teoretic ar trebui ca celălalt să fie într-o vibrație mai înaltă. Nu musai foarte înaltă, dar mai înaltă decât acest personaj. Adică cu oarecare înțelepciune, cu un oarecare bun simț, cu un soi de credință, cât de cât. Da, deci e o diferență de vibrație. Energia generală. Vedem ce alte cărți apar, dar a apărut trei de cupe și năurici, cunoștința. Am spus, unul dintre voi are cunoștințe despre manifestare, despre spiritualitate, despre transformare. S-a transformat, probabil că sunteți voi. Poate că și voi ați trecut prin triunghiuri amoroase, prin amiciții, prietenii, medii care n-au fost tocmai potrivite, dar ați învățat să manifestați din aceste experiențe, trei de cupe. Eventual, poate că unii dintre voi doriți să transmiteți o parte din învățătură sau poate nu musai din învățătură, că rămâne de văzut dacă personajul este pregătit, cât din lumină, din dragoste. Trei de cupe înseamnă întâlnirea cu un suflet perechi. Și sufletele perechi sunt multe, dragii mei. Nu trebuie musai să vă căsătoriți, să aveți copii sau cine știe, nici măcar colaborare. Sunt persoane care apar în viața noastră și noi apărem în viața lor ca să se întâmple ceva, să se facă un transfer emoțional și de cunoaștere și mental, evident, și de vibrație, de spiritualitate, ca să se facă un transfer foarte necesar pentru ambii în acel moment. Interesant că la capătul setului de cărți s-a oprit la dragoste. Dragoste și în acest set de cărți dragostea are numărul 12. 12, casa 12 a peștilor. Suntem în zodia peștilor, dar nu despre asta vreau să vorbesc, ci despre faptul că 12 reprezintă casa 12 a necunoscutului. Poate că dragostea vibrează într-un mod subtil, necunoscut, în subconștient, în amândoi. Eventual, cel care are o cunoaștere să înțeleagă această vibrație mai bine. Iar celălalt va trebui să descopere. Interesant ce a mai apărut. Au apărut aceste cărți. Și roata norocului. E o întâlnire de destin. Da? E o întâlnire în care se va schimba ceva. Energiile se vor schimba. Poate această durere pe care a experimentat acest personaj de-a lungul timpului se va schimba. Printr-o colaborare, printr-o întâlnire cu voi care sunteți mai puternici, eventual, într-o formă sau alta, n-aș vrea să vă puneți voi singuri pe un piedestal, pentru că nu este normal, da? Până la urmă, manifestați ego-ul și nu creșterea spirituală. Dar dacă știți că totuși ați investit în evoluția voastră, aveți această capacitate de a-i susține, de a construi, de a transforma, de a arăta celorlalți, uite, eu așa m-am transformat, da? Tu ești aici, colaborezi cu unii cu alții, da? Poți să crești spiritual, poți să, sau neapărat spiritual, profesional, nu știu, în multe feluri, da? 6 de cupe. Sunteți într-un fel sau altul suflete perechi. Poate v-ați întâlnit în această viață, pentru că v-ați mai întâlnit într-o altă viață, că așa se întâmplă cu 6 de cupe, și aveți ceva de făcut, un schimb, repet, emoțional, de experiență. Unul este, repet,
Energia feminină, dar nu obligatoriu, energia, nu neapărat femeia, energia feminină este într-adevăr mai înaltă și poate să tempereze orgoliu și impulsurile stradale, să zicem, acea înțelepciune de stradă, că tot am vorbit de așa ceva, a celuilalt. Orgoliu cu care s-a obișnuit să acționeze tocmai pentru că a fost rănit. Această energie feminină are puterea să-l tempereze, să-l calmeze, să-l aline cu 6 de cupe, există această capacitate de a vindeca și, în primul rând, să aducă bucurie și stabilitate și reconstrucție și schimbare, evident. Într-o formă care, probabil, celălalt... Interesant, ia uite ce ne-am deschis la asul de cupe, da? Sunt conflict, acest personaj e obișnuit să se lupte, să se bată. Ia uite, și apare și asul de bâte și încă n-am desfășurat cărțile, da? Asul de bâte și asul de cupe. Atracție este. Atracție foarte mare este, dar acest personaj, obișnuit cu atmosfera de stradă, este foarte combativ, masculin sau masculină, da? Obișnuit să se zbată pentru multe. Dar vine dragostea într-o formă sau alta și nu mă refer musai la cine știe ce chestii, afară de magnetismul care este între voi. Dragostea vine ca să vindece niște lucruri. În primul rând, această inimă rănită. Pot să fie traume din copilărie, pot să fie foarte multe. Uf, ce-am mai vorbit? Trebuie să mai fac și pauze, dragii mei. Hai să vedem totuși energia generală a acestui personaj, a acestei povești, prea multe. Ia? Interesant. Un soi de as de spade. Asul de aer, regina de apă, apropo, și tânărul. Probabil că acest personaj, posibil să fie mai tânăr, da, e tânărul și o regină. Este o regină care deține adevărul, deține înțelepciune și empatie și compasiune și înțelegere și foarte multe lucruri. Interesant. Acest personaj este obișnuit să fie, v-am zis, să fie combativ, să fie eroul vieții sale, dar încă nu și-a descoperit scopul eroismului. E un mesaj la care nu mă așteptam, dar a venit, da? Trebuie să-și deschidă, interesant, să-și deschidă sufletul nou de foc și eroul de foc. Eroul, de fapt, un soi de valet de foc. Da? Nou și valetul. Trebuie să-și descopere, să-și schimbe energia de la nivelul chakrei a doua, da? Aceea sexualitatea care îl face combativ, îl face agresiv, trebuie să se producă o schimbare, că tot am văzut roata norocului. Dar, am spus, există o regină care deține un adevăr. Probabil că se va comunica cu acest as de spade. Asul de spade nu este doar al reginei, poate să fie și al tânărului și vorbesc așa după cum arată imagine. Poate nu e tânăr, poate e matur, în fine, nu contează. Este o energie feminină înaltă și o energie masculină care, repet, este obișnuit, este foarte precaut, are un soi de înțelepciune, dar nu elaborată, nu educată, nu e suficient de subtilă, are foarte multe de învățat. Interesant, vedeți? Are această energie, e dispus să înceapă o călătorie. E dispus. Are un grad de loialitate pe care poate alții nu-l au. Tocmai pentru că a fost obișnuit cu trădările, cu luptele și cei care au parte de așa ceva știu să fie și loiale. Dar un erou este un erou, nu este un bătăuș musai. Și din grupul de bătăuși întotdeauna există unul mai altfel. Probabil acest personaj este altfel. Bătăuș pentru că am văzut 5 de bâte mai devreme, da? Bâte de la bătaie. Așa, ce vreau să spun, acest personaj este într-o călătorie spirituală, va întâlni pe voi. Este într-o călătorie în care trebuie să-și descopere destinul, steaua. Vedeți aici, în vârful acestui, bine, nu e chiar în vârf, e pe cer. Da? Poate cândva și-a pus niște dorințe și faceți parte din această dorință să întâlnească pe cineva care să-l ghideze, să o ghideze sau cineva blând, înțelept sau înțeleaptă, empatică, pentru că este obișnuit, v-am zis, cu atmosfera de joasă calitate. Și asta nu înseamnă că oamenii, chiar dacă sunt în anumite medii, le plac acele medii. Uneori se complac, dar sunt unii, da, de al de eroul acesta, care posibil cândva și-a dorit mai mult. Și uite, se întâmplă ceva, se întâmplă. Rămâne de văzut dacă se va comunica, pentru că asul înseamnă un nou început, în adevăr, în temei. Și acest început, repet, nu e bolig, chiar dacă este o dragoste
frumoasă, este o energie maternă, o energie sensibilă, mai ales pe filiera feminină, dar sau pe direcția aceasta a energiei feminine. Dar chiar și așa, nu e obligatoriu să se înfilipe o dragoste sau o poveste de amor. Se poate lega altceva, de-aia am spus, sufletele perechi funcționează și altfel. Chiar dacă voi vă așteptați majoritatea povești de dragoste, dar sunt și altfel de povești care sunt mult mai importante. Da? Hai să vedem în timp ce... Internetul s-a oprit la îndrăgostiți, da? E o poveste în care unul dintre voi, cel mai dezechilibrat, mai stresat, mai programat mental, ia uite, obișnuit să funcționeze în frig, în lipsuri, în traume, în trădări. Nu zic că voi n-ați trecut prin așa ceva, dar ați crescut, ați ales echilibru. Ați ales ca și direcție dragostea, înțelegerea. Și atunci, aveți de oferit. Ce? Înțelepciune, asul de spade. Poate că se va manifesta într-un fel acest as. Cuvântul, gândul, scrisul, într-o formă sau alta. Hai să vedem. Ce e cu acest personaj? Eu fac așa. Asul de cupe, interesant. Îl punem deoparte, că nici n-am tăiat încă. Dar e un personaj, este un aventurier, este un cavaler. Cavaler, valet, da? Eroul. Eroul. Care vine dintr-un mediu. Dar trebuie să se schimbe, interesant. Este obișnuit, da, e într-un proces de transformare sau va intra într-un proces de transformare. Cât de curând. Dar vedeți voi, transformarea este la unii, nu că la unii, de fapt la toți. Poate să înceapă subtil sau să înceapă dramatic, după un tur, după niște evenimente intense. Însă transformarea, repet de câte ori pot, este un proces. Că nu te transformi peste noapte, într-o clipă, da? Pentru că în acest proces de transformare cineva renaște și nașterea vine, da? Începe capul, da? Cum e? Mai întâi cu capul și apoi restul corpului. Apropo de cap, de minte, de asul de spade. Hai să vedem ce e cu acest personaj. Sau, ia să vedem. Aș vrea să fac altfel, da? Să așez cărțile altfel. Cum vă vede pe voi acest personaj? Cum îl vedeți voi? Hai! O dată, de două ori, de trei ori, șase de spade. Trebuie să lase o atitudine imatură din punct de vedere emoțional și foarte toxică. Probabil că a avut o relație toxică, am văzut diavolul și valetul de cupe, o relație toxică cu cineva și are copil, n-are copil sau, repet, a avut o atitudine imatură din punct de vedere emoțional. Iar, cum vă vede pe voi? Da, dacă vă explic imediat. Trecutul, prezentul, viitorul și ce reușiți să faceți. Țoc, țoc, țoc. Ok. La capătul setului de cărți, judecata, renașterea, da? Judecata. Ați venit, iau de împărăteasa, regină de cupe, asul de cupe, dragostea este în preajma lor. Oameni bătăioși, am zis. Oameni care au granițe personale, oameni care știu să se apere, dar știu să și apere, apropo de fidelitate. Și a venit dragostea. A venit dragostea. Ați venit voi aici, sunteți voi dragostea, împărăteasa este aici. Ați venit să oferiți altceva, ajutor, practic, nu doar emoțional și spiritual, ci practic, într-o formă sau alta. Și poate acest practic să fie și un sfat din care să personajul să capete, să zic, o înțelepciune practică. Dar, în primul și în primul rând, e această chemare la transformare prin prezența voastră. Poate prezența voastră deja ar putea să încurce pe cineva din trecut, da, că tot am văzut un diavol, un valet de cupe, o relație karmică, o relație toxică. Cu oricine ar putea să fie această relație, nu neapărat, repet, relații sexuale. Dar, hai să vedem, cum sunteți văzute voi? Ia uite, puterea, aici sunteți voi, da? Și am amestecat în fața voastră. De fapt, nu, am greșit. Aici sunteți voi, nu cum sunteți văzute. Imediat vedem. Aici sunteți voi. Doamnelor, domnilor, cei care sunteți într-o vibrație înaltă, oameni care lucrați, chiar dacă sunteți bărbați, ați lucrat cu ego-ul vostru, ați lucrat înspre creșterea voastră spirituală, da? Și sunteți capabili să calmați ego-ul și
mândria unora, da? Mai ales a acestui personaj. Aveți această capacitate. Aș spune aproape chiar hipnotică. Așa simt nevoie. Aproape hipnotică. Să calmați oamenii. Cu asul de cupe și regina de cupe și așa simt, ați putea să fiți vindecători într-un fel sau altul. Sau, repet, cu un grad de înțelepciune, iar n-aș vrea să vă umflați în pene. Vai, ce vindecători sunteți toți. Dar aveți un grad de înțelepciune mai mare decât personajul în cauză. Hai să vedem personajul unde este. Ia uite, acum trebuie să se reconstruiască. Poate că este concentrat pe muncă, poate are niște colaborări, dar acum trebuie să se, o să și clarific, să se reconstruiască. Este în primul se reconstruiește financiar, vrea să muncească, vrea să crească. De ce? Sunt multe motive. Poate și voi participați la aceste motive. Dar cum vă văd ei în sfârșit? Uite, voile, da, o întâlnire karmică, face parte din karma lor, din dharma lor, rămâne de văzut dacă această karmă se transformă în dharma, dar e o întâlnire de destin. Este timpul să se schimbe. Interesant. Aici este un soi de regină de spade și a venit și asul de spade, da? Ori simte nevoia să comunice, ori asul de spade pentru mine înseamnă și înțelegerea unor lucruri. Va înțelege niște lucruri. De ce v-ați întâlnit? De ce se întâmplă niște lucruri? Cum îi vedeți voi pe ei? Cavalerul de bâte, da? Vedeți cărțile? Dragii mei! Da? Cum îi vedeți voi? Păi cum sunt? Niște cavaleri, valeți. Sunt cum sunt. Impulsivi. Uneori nesăbuiți. Foarte sexual, foarte sportiv eventual, aventuroși, curajoși, au un grad destul de mare de îndrăzneală, de curaj. Erol. Adică, această energie încrezătoare poate fi folosită în scopuri bune. Repet, și voi aveți această capacitate să le redirecționați acest foc cu un scop mai înalt, să zic. Dar hai să și clarificăm, da? Ce să clarificăm? 3 de monede. Despre ei. Să mai descoperim un pic despre ei. Că despre voi bănuiesc că vă știți, da? Și sunteți de acord că sunteți aici. Că v-ați transformat și voi, că ați avut și voi de-a face cu oameni orgolioși, cu oameni încăpățânați, cu oameni duri, cu dezamăgiri, dar v-ați transformat și sunteți pe această cale a transformării. Uf, sunt multe cărți. Clarificăm 3 de monede. Că sunt concentrați pe muncă. Da. Vor să creeze ceva. Trei înseamnă creație, numărul împărătesei. Vor să creeze ceva, poate că voi inspirați. Trei de cupe. Trei de cupe. Ne vedem cu o carte. Clarificăm trei de monede. De bute? Wow. Și aici regina de spade. Dorește acest personaj să cuvânteze. Să cuvânteze, să exprime ceva. Interesant. Poate că într-un mediu, da, în jurul lor au prieteni. Poate că se mai, eu știu, simt bine cu prietenii. Dar își doresc foarte mult să comunice cu voi. Pentru că trei înseamnă comunicare. Pentru mine Mercur, să comunice, să lucreze. Pentru că simt ceva și probabil că nu înțeleg, dar au nevoie de comunicare. N-au apărut spade. Interesant, poate, pentru unii dintre voi, vedeți, poate că voi sunteți aici în prim proces de transformare și ei vă observ, fac parte din oamenii, nu neapărat prietenii, fanii, admiratorii voștri, să zicem. Și urmărindu-vă, primesc inspirație, cum am zis, inspirație bătă. Da, o fi și atracție sexuală, pentru că e o ființă foarte sexy și guvernată de chakra a doua. Dar aceasta trebuie transformată în relație cu voi. Repet, direcționată energia într-un mod creativ.
și curajul și încrederea către un alt scop. 6 de cupe. Da, trebuie să-și descopere independența, să lase în urmă. Da, fuga de dragoste, interesant, regina de cupe. Poate cândva aceștia au fugit de voi, dacă știți că v-ați mai întâlnit cu acest personaj, poate a fugit de voi, are tendința să fugă de dragoste, de emoții. Când sunteți prea... prea înțelegătoare sau înțelegător, prea blânzi, asta pe unii îi înfricoșează. Pentru că trebuie să ofere și blândețe. Nu? În momentul în care te manifesti ca o regină de cupe, celălalt trebuie să vină ca un rege sau ca un cavaler să ofere. Și atunci unii care nu știu să ofere dragoste fug. Da? Fug. Posibil acest personaj a fugit de voi. Ați vrut să le oferiți într-o formă sau alta unii dintre voi dragoste și au fugit de voi. Dar foarte interesant, voi, în loc să stați să plângeți, ați crescut nouă de monede, v-ați transformat. Ați crescut spiritual, financiar, profesional. Da? Posibil că la un moment dat ați fost separați, unii dintre voi, cu 6 de spade și acum apare o reîntâlnire într-o formă sau alta. Dar de la voi poți să învețe independența, libertatea, în sensul frumos al cuvântului, nu libertinajul, da? Ci libertatea asumată. De la voi poți să înveți așa ceva. Și posibil să jărească, să... cu 3 de cupe și 6 de cupe, pare că vor să colaboreze într-un fel. Încerc să-mi aleg cuvântul, n-aș spune musa e împăcare, dacă e împăcare, voi știți dacă primiți, dar... că am văzut totuși un 3 de spade, poate 3 de spade face parte și din legătura cu voi, dacă v-ați mai întâlnit undeva, cândva. Dar. Au acest sentiment că vă cunosc, că vă simt, pe care nu-l înțeleg. Înțeleg atracția fizică, dar nu înțeleg de ce vă simt. De ce vor să fie sensibili cu voi, interesant, 6 de cupe? De ce vor să fie sensibili cu voi și nu mai sunt acești cavaleri? În preajma voastră nu pot să fie atât de impetuoși și de... nu că n-ar fi îndrăzneți, dar nu vor să se mai poarte așa cu voi. Cu voi simt nevoia să se poartă altfel, 6 de cupe. Da? Să vă bucurați, să colaborați, să... Interesant, poate că v-au pus pe un piedestal unii dintre voi, depinde în ce stadiu sunteți voi. Hai să clarificăm și roata norocului, cum vă văd. Și vă văd victorioși, victorioase, atrageți atenția. Că faceți artă, că nu faceți artă, că lucrați într-un domeniu în care oamenii vă admiră. Dar interesant, vor și ei să vină. E justiția, e un contract. Vor să fie corecți, interesant, să construiască ceva și să fie corect, să comunice. Vedem o carte. Roata norocului. Cum vă văd? Pentru că sunteți puternici, puternice. Ia uite. Regele de cupe, regina de cupe. Da. Da. Le schimbați această... aveți această energie. Îi îndemnați într-o... veniți cu o energie foarte specială. Iar vorbesc de energie. Atrageți atenția, aveți încredere, sunteți creativi. Și vor... și simt că îi scoateți dintr-un mediu 3 de cupe interesant. O să fie prietenii, petreceri, băuturici cu prietenii, îi atrageți, aveți acest as de cupe, asul de cupe aici, da? Și repet, poate să fie prietenie, poate să fie capacitatea voastră de a-i vindeca pe ceilalți. Și într-un fel sau altul le deschideți, cum am zis mai devreme, într-un mod foarte subtil sau poate mai brusc, le deschideți chakra inimii, îi faceți, încep să simtă.
Și iar ca să fim precauți totuși în felul în care se manifestă energiile, nu musai că proiectez în viitor o mare dragoste. Poate să fie o prietenie sau o legătură în care voi îi vindecați și ei vor fi recunoscători pentru această capacitate a voastră de a-i vindeca, de a-i ajuta să iasă din acest mediu. Dar, cum vă văd, ia uite, soarele. Soarele. Îi inspirați, soarele, și am zis, spânzuratul trebuie să aibă o nouă perspectivă. E un nou capitol în care ei lasă trădările, durerile, eventual și munca. Poate a fost și la locul de muncă, au avut decepții, mediu cu prietenii, în fine. Da? Și după o perioadă de stagnare, din punct de vedere spiritual, da? Apare acest soare, apăreți voi, soarele. Poate aveți marcaj în semne de apă și în semne de foc, în mod special în leu. Marcaj, poate ascendent, Venus, Lună, într-o formă sau alta. Sau nodul nord. Da? Și inspirați să vadă viața altfel. Poate le vindecați copilul interior. Că am zis, acele traume pot să fie dintr-un trecut îndepărtat. Între cu moartea. Posibil. Posibil. V-ați întâlnit cândva și s-a pus capăt relației într-o formă destul de dură. Posibil cu moartea. Poate această moarte a fost într-o altă viață și acum renașteți în această viață. Pentru că sunt totuși ași, da? În prezent aveți 5 de spade. Există, da, concurență. N-aș spune musai concurență, când mediul acela stradal, mediul acela negativ în care s-a obișnuit sau a funcționat acest personaj, neapărat stradal, e un mediu toxic, da? Care interferează, să zic. Există invidioși, există conflicte, oameni care bârfesc sau poate că în jurul lor sunt oameni care vorbesc urât, cum am spus mai devreme, nu sunt corecți, n-au principii clare. În viitor, 9 de bâte. Și ce reușiți să faceți? Interesant, 7 de monede. Influența voastră se va manifesta încet, cu 7 de monede, încet. Pentru că acești oameni sunt foarte precauți și voi sunteți precauți, pentru că știți că dacă sunteți, am zis, evoluat spiritual, știți că nu puteți forța lucrurile. Oamenii trebuie să adopte schimbarea. Trebuie să primească mai întâi asul de cupe aici, ca apoi să-l manifeste. Dar hai să și clarificăm în prezent. 5 de spade. Clarificăm 5 de spade în prezent. Dar eu sunt convinsă că sunt invidii, sunt jocurile mentale ale unora. Poate este și orgoliul acestui personaj încă netransformat. Judecata asta trebuie să renască, trebuie să judece, să facă diferența între influențele negative, mentale, verbale din jurul lor, da? Și ceea ce le spuneți voi. Sau ceea ce le spuneți poate într-un mod subtil, că tot am văzut 12, casa 12 a peștilor, avem elemente care țin de apă, într-un mod subtil îi chemați. Și nu doar voi, dragii mei, pentru că această energie, roata norocului și judecata și moartea sunt energii care sunt arcane majore, care țin de influența divină, divinitatea îi cheamă să renască din acest stil de viață. Să renască. Este salvarea lor. Dacă vor să renască, bine. Da, uite, au multe responsabilități, opțiuni au foarte multe, dar clarificăm 9 de monede în viitor. Ia uite, 10. Parcă și ăsta vrea să vadă. Am văzut, da, se simte abandonat, trebuie să lase în urmă niște oameni ca să poată să renască. Da, trebuie să renască. 10 de spade ține de momentul dinainte de judecată. Un soi de moarte. Da?
Dar am zis, moartea, care înseamnă transformare, judecata, care și ea ține de un anume moment al acestui proces, implică de mai multe ori 10 de spade. Pentru cei care v-ați transformat știți ce spun, da? Că nu e odată, nu odată te simți așa. Te simți de mai multe ori în procesul tău de transformare. Da? Trebuie să renunțe eventual la o energie mentală negativă, la niște oameni care l-au trădat. Trebuie să renunțe și să stea în picioare. Și sunt în stare să stea pentru că au această energie, cavalerul de bâte. Au, sunt puternici. Ia uitați, interesant că și aici apare, da? Cineva care ține o bâtă. Dar trebuie să-și găsească scopul, direcția, credința. Să învețe din experiențele și traumele anterioare și să-și găsească înțelepciunea, asul de spade, adevărul, principiile. Ia, mai dăm o carte. Da, să renunțe la... să se vindece de decepții. Să se vindece eventual de niște persoane manipulatoare în viața lor. Poate că au fost căsătoriți, poate au contracte la locul de muncă, poate pur și simplu sunt contracte, vedeți voi, pe care le-au semnat în momentul nașterii. Știți voi despre ce vorbesc apropo de karma. Mai dăm o carte. De nouă de bâte. Încă o carte. Nouă de bâte. Asul de monede și cinci, interesant, două, dacă oricum voiam trei. Asul de monede și cinci de bâte. În momentul în care se vor ridica din aceste energii foarte joase, se vor lupta pentru a manifesta ori colaborare, ori prietenie, ori ceva durabil cu voi, asul de monede. Pentru asta trebuie să mai așteptați în acest moment, pentru că asta e mai în viitor, da? Acest personaj trebuie să asculte în subtil, în surdină, inspirația, intuiția, îngerii, că nu e obișnuit să asculte. Dar acest personaj nu e obișnuit să asculte așa ceva. Dar e roata norocului. Asta e timpul. Mai e puțin timp. Mai e puțin timp pentru unii care sunt în această vibrație și prezența voastră în viața lor îi cheamă la o nouă viață. La un nou stil de a trăi. De a manifesta, de a gândi, de a simți. Am zis, trebuie să mai aveți răbdare. Și 7 și cu 1 înseamnă 8. Acest personaj se va implica, se va zbate, va da cu toți de pământ în momentul în care se hotărăște. În momentul în care se hotărăște să ofere ceva stabil. Și repet, nu țin musai să vă proiectez cine știe ce iubiri grozave, dar se poate o prietenie, se poate, sau prietenie între mentor și ucenic. Nu uitați de conceptul acesta pentru unii dintre voi, care mi se pare onorabil și pentru care merită să aștepta. Repet, la 7 de monede, nu așteptați dacă sunteți în această poziție de mentor, de oameni care inspiră, nu așteptați cu mâna în sân. Pur și simplu, voi lucrați în continuare în grădina voastră, voi vă transforma și voi crește spiritual și între timp acest personaj. Ia să vedem ce mai facem în prezent, da? Clarificăm și 5 de spade, mai dăm, pe lângă judecată, mai dăm o carte sau două. 5 de spade în prezent. Ia uite, magicianul. Trebuie să blocheze un semn de aer. Am senzația că trebuie să blocheze un semn de aer acest personaj. Sau o persoană, sau o atitudine, dragii mei, să se echilibreze și să aleagă între a fi rece ca gheața, pentru că a fost dezamăgit, pentru că așa a fost învățat în mediul acela toxic, a fost învățat să fie autoritar și rece ca gheața, și să aleagă o atitudine echilibrată și corectă. Ia uite, interesant, regele de bâte. Asta este. Să-și folosească, cum ai zis, am zis mai devreme, să crească energia, chakra aceea a doua, a sexualității, a treia, a încrederii în el, le are, sunt activate, dar sunt într-un anume exces. Trebuie să se echilibreze, să crească de la cavalerul de bâte la regele de bâte, să fie loial, să fie de încredere, să fie puternic oricum este. Dar are de cucerit niște bătălii și bătăliile acestea sunt personale în ei și mai sunt niște bătălii cu mediul în care stă. Renașterea. Renașterea sa, judecata. Să învețe să gândească corect. Am văzut justiția. Și să manifeste o altă forță.
Conducătorul, eroul, interesant, eroul e în el, dar de la erou până la conducător e, mai sunt niște bătălii, o diferență între a fi erou și a fi conducător. Are, am zis, potențial, dar are nevoie de inspirație și voi sunteți aici ca să inspirați cu puterea. Da? Iar tot aici o să oprim. Da? Trebuie să lase în urmă ce? 6 și 5. Mediul toxic. Să lase în urmă mediul toxic. Gândirea toxică. Egoistă. Nu aș spune musai egoist, dar așa a fost educat, probabil, învățat. De fapt, nu prea sunt semne care ar fi educat. Am zis, este o autoeducație. Într-un mediu de joasă vibrație în care a învățat să facă față. Dar, repet, are potențial de mai mult. Șasul de spade aici este de discutat, de descoperit, de înțeles. Clarificăm și șapte de monede. Ia uite, acest personaj trebuie să se vindece. Aveți răbdare, dacă vreți, da? Să se elibereze. De cupele goale, de prietenii aceia care le consumă energia și emoțiile, dar și să aleagă o nouă direcție, 8 de monede, să muncească, să se transforme pe ei. Mai dăm o carte sau două pentru 7 de monede. Și ei sunt precauși, ei trebuie să aștepte și voi trebuie să așteptați, dar, repet, nu stați cu mâna în sân. Voi lucrați pentru, eu știu, misiunile voastre, ce aveți voi de făcut. Ei, în paralel, trebuie să învețe să se vindece, să se echilibreze, să asculte îngerii. A doua oară când trebuie să asculte divinitatea. Ia uite, 10 de cupe. Să învețe să creadă. În momentul în care se vindecă, ăsta e adevărul, asul de spade aici. Să creadă că există dragoste în lume. Că pot să se bucure și de o dragoste. Nu musai cu voi, dar odată vindecându-i voi, îi puteți aduce spre o altă vibrație. Deocamdată sunt în frici. Deși ascund dorința de a fi împreună cu voi, unii dintre ei. Mai dăm o carte. Ar putea să se atașeze. Dacă este o relație mentor-ucenic sau de prietenie, ar putea să se atașeze. Pentru că așa se întâmplă. Când vindeci un om, omul acela se atașează. Așa cum s-a... Ce frumos, măi, patru de bâte. Dau un exemplu. După ce am salvat-o pe Nera și vorba aceea, aproape ați văzut, v-am tot zis că am fost acolo, am dat o grămadă de bani, unii dintre voi m-ați susținut și voi. Acest cățel, evident, s-a atașat de mine. Și atașamentul face parte dintr-un mod de a-ți arăta recunoștința, să zicem. Însă, va trebui să facă diferența acest personaj în timp. Rămâne de văzut dacă va fi timp, cât o să-i oferiți voi din timpul vostru sau ce se va mai manifesta, dar să facă diferența între atașament, recunoștință și dragoste. Dar ceva frumos se poate manifesta în timp, cu răbdare, repet, vedeți cărțile, da? Șapte de monede, da? Cu răbdare. Cu răbdare și acest personaj trebuie să-și facă timp să mediteze, să gândească. Și în momentul în care se va hotărâ să ia acel as de spade, interesant, magicianul își dorește să vorbească cu voi, interesant, magicianul iar ține de Mercur, da, vrea să comunice cu voi, dar se gândește cum. Pentru că simte că nu poate să vină oricum, nu poate să vină cu 5 de spade, cu jocuri mentale, că voi sunteți în altă vibrație. Și atunci trebuie să-și facă curaj, să se transforme, să vină cu altă energie. Acest personaj e foarte încrezător. Doar că acum își face niște griji, are niște lucruri de înțeles care țin de emoționalul lor. Măi, ce mult am mai vorbit și vreau să fie cât e? 39. Hai foarte puțin, pe scurt, energia sexuală în caz dă, pentru că, în caz dă, pentru că e totuși un as de bâte. Există și atracție, pentru că e vibrația, dragii mei, nu contează cât de frumoși și frumoase sunteți. Când sunteți într-o vibrație înaltă, atrageți. E lumina care atrage. Da? E lumina care atrage. Energia sexuală dintre voi. Că se va manifesta ceva, că nu se va manifesta. Regele de cupe, măi, deci chiar simte acest personaj? Sau se simte înțeles? Sau simte că
Vrea să manifeste tandrețe, interesant. Și-a mai apărut? Uite, 7 de spade, 8 de cupe și cavalerul de bâte, da? Acest personaj s-a mințit în relații. Sau probabil cândva, undeva, cândva a fost mințit. Sau a trăit în relații intime, n-aș spune intime, aș spune fizice. E o diferență între relație intimă și relație fizică. Relații fizice în care s-a mințit. Da? Și sunt foarte mulți. Cavalerii de bâte adesea fac așa. Se duc, se simt bine și cam asta e. Dar ceva acolo în trecut, probabil că de-aia a apărut și 3 de spade, a fost trădat, a fost mințit și a lăsat în urmă un trecut și de atunci a devenit cavaler de bâte. N-aș vrea să folosesc cuvinte populare, dar știți cum se zice. Ce mi-intră în mână nu scapă, da? Ceva de genul ăsta. Sau ce mi-apare nu scape nebifat. Cam acesta este cavalerul de bâte. Dar interesant că față de voi, asta este energia voastră, voi sunteți o anumită vibrație și de seama că n-are cum. Bărbat, dacă este, n-are cum să se poarte ca un cavaler. Să vină să vă... și pe urmă să plece. Nu, n-are cum. Acesta va fi de domeniul trecutului, de-aia apare judecata în prezent. Vrea să manifeste pasiune, realitate, stabilitate și tandrețe. E a doua oară când apare regele de cupe, pentru că voi sunteți regine de cupe, bărbați, femei, nu contează. Simte nevoia să fie tandru, nu să vă... știți voi cuvântul, da? Își dorește să simtă. Ciudat! Nu mă așteptam nici eu, dar așa arată cărțile. Interesant. Un alt as de spade. Un alt as de spade. Dorința de a, din punctul meu de vedere, asul de spade, repet, eliberează de niște tendințe. Ăsta e adevărul, că trebuie să se elibereze, să mediteze la relația de cuplu adevărată și eremitul, într-o perioadă de tăcere, chiar și cavalerii de bâte pot să se izoleze dreptul lor, da? Și să discearnă și să aleagă între a crește spiritual, a avea o legătură profundă. Eventual poate au nevoie de... Da, voi sunteți profesorul lor spiritual într-o formă sau alta, chiar dacă vorbim de sexualitate. Pentru că sexualitatea este un alt fel de a manifesta spiritualitatea. Dacă ești prea spiritual. Cam atât deocamdată, sper că v-a plăcut, dar nu uitați că ceva, chiar dacă situația este în plină transformare, ceva frumos e posibil să se manifeste la un moment dat, în această perioadă, o întâlnire în care vă simțiți bine. Și simțindu-vă bine, îi ajuta să renască și să manifeste ceva nou, asul de monede. Să înceapă ei un proiect și voi să-i, repet, să-i inspirați. Dacă va fi și cu pupături și îmbrățișări, veți trăi și veți vedea. Dar, repet, poate să fie relație mentor-ucenic sau colaboratori. Ceva de bine. E de bine, totuși. Asta, cam asta ar trebui să se manifeste un pic mai încolo și apoi viitorul este, iar de o anumită durată, de scurtă, de lungă durată, e undeva pe aici. Adică ar fi aici viitorul de scurtă durată și viitorul mai îndepărtat. Da, interesant. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, ciao, ciao!